Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, care fiecare dată sunt foarte emoționat că vă întâlnesc și mă bucur și pentru faptul că ați venit la acest concert, să bucurăm împreună cu artiștii în sufletirea muzicii poeziei. Această muzică a poeziei cu risipa de frumos, când pe rana inimii se așterne jocul sentimentelor eterne. S-au încercat foarte multe definiții ale muzicii folk, una dintre definiții a fi muzica poeziei. Eu am cutezat la fiecare ediție, sunt 107 ediții de muzică folk în Dubos, am cutezat la fiecare ediție, sub îndemnul și încurajările dumneavoastră, se cred, se rapt, se iubesc, să nădăjduiesc și să merg mai departe, purtându-vă negrăită recunoștință că iubiți acest gen muzical. Am îndrept gândul bun asupra tuturor celor care m-au susținut. Acum spre instituția teatrului, în fiecare lună avem dorința de a organiza un concert de muzică folk și sigur că vă port, așa cum am spus, negrăită recunoștință. E prezentă presa media clujeană, oameni care m-au ajutat și implicat în promovarea acestor evenimente este și Radio Reșița alături de Media Lugojan. Am câștigat un pariu cu tinerii, sunt prezenți și aici în sală la concert și aș vrea să vă prezint și o tânără speranță a acestui gen muzical. Este elevă în clasa nouă la Liceul Pedagogic din Caransebeș. Am întâlnit-o la Caransebeș, unde am avut bucuria de a organiza două ediții folk, sau două cale folk în cadrul Sărbărilor Cetății. A fost prezent alături de părinții ei la fiecare ediție. Iubește muzica folk. Invit în scenă pe Anne Marie Sanistă. Am venit să vă întâlnim cu două melodii. Prima fiind Nebunea. Să te speri.
Va arde, va arde, iubirea.
wkroczał kresku.